Achso, hast du einen Apfel? Du hast einen Apfel, die ganze Zeit Hunger. Ich habe eine Schüssel, wenn ich bereit bin, dann kann ich dir einen Kaffee. Vine și de pe șanț, că toată apa de pe dealul ăsta vine jos. Această femeie din comuna Căzănești nu a închis un ochi toată noaptea. Apa scursă de pe versanț a intrat în beci și a ajuns până aproape de casa în care locuiește. A încercat cu chiu cu vai să țină piept puhoaielor, mai ales că a plouat continuu toată noaptea. A fost până aici și a până aici. Până la masă. Da, a urcat scările. Da, s-a prins. A urcat scările. S-a prins. Uitați pe el. Toate astea a fost în apă. Pe ce inundat? Da. De unde vine apa? De pe cioacă din deal. De pe deal? Da, da, de pe cioacă din deal. Și tot timpul vi se inundă casa? Tot timpul, tot timpul. Ați dormit azi noapte? Da, două m-am culcat. A trecut tot obuzul la el, era în colea încintă. Trăgeam apă cu pompa. Și mai grav este faptul că munca oamenilor a fost și ea luată de ape. Acesta din spatele meu este râul Coșuștea. După 3 zile de ploi abundente, cota de inundație a fost depășită cu peste 30 de centimetri. În urma acestor ploi, peste 300 de hectare de terenuri arabile și pășune au fost inundate pentru a treia oară. Hectarele inundate erau cultivate cu grâu, așa că paguba este însemnată. În plus, este deja a treia oară când viitura lovește comuna Căzănești. Până acum, autoritățile nu au luat nicio măsură. Și vedem și noi Marea Veneție aici la Căzănești, pentru că comuna noastră are multe utilaje și nu se pune să facă Coșuștea. Acolo, chiar la Severinești, acolo unde se vede, e drumul ieșit în coacea și nu pune, au excavatoare, au buldo excavatoare, să înaltă zidul. Dar nu înaltă zidul, că ei fac treburile în locul tractoare, scopuri personale, nu pentru comună. Ce se întâmplă de fiecare dată când plouă, aici se inundă terenul? Domnule, din aia, tot din aia că ne-ai făcut colțul acolo. De-aia nu fac. Primarul și alege treburile lor, de ce comandă taică, să nu comandă el și toată treaba. Și paguba este mare? Au fost fi apucat mare, să fie pună în pământ ceva? Pus oamenii greu, greu, toată lunga e greu, să știți. De acolo, de la deala, de la unii asta, apa și până jos, nu mai greu, până cam pe aici. Pe timpul ăsta apa se trăgea altă dată când ploua mai mult, așa era atrasă, dar văd că acum mai vine de la munte, nu știu, nu-mi explic. Cu atâta ploaie. În ceea ce privește Dunărea, avem cota de atenție, este depășită cota de atenție pe fluviul Dunărea la pH Gruia, iar la Calafat este depășită cota de inundație. Tendința fluviului Dunărea este de creștere, deci vom avea debite mai mari pe fluviul Dunărea. În ceea ce privește cursurile interioare, râurile interioare, tendința este de scădere. Pericol va fi așadar și pe Dunăre. În zona localității Gruia, debitul a ajuns la 11.000 de metri cubi pe secundă.